Salutare lume! Andrei aici pentru Multilingo, iar aceasta este prima parte dintr-o serie de 10 videoclipuri intitulată Germană A1 pentru începători. Acest prim videoclip o să fie foarte ușor. Vom pronunța clar, încet și ne vom concentra pe pronunție foarte mult. Vom vorbi despre primul lucru care se întâmplă în orice conversație și anume despre moduri de a saluta, adică în germană, pe Grüßungen. B Be Grüßungen Begrüßungen Aveți de asemenea acces la multe serii de cursuri gratuite pe canalul Multilingo. Aruncați o privire și cu siguranță veți găsi ceva ce o să vă ajute. Să începem. Lecțiune 1. Adică lecția 1. Lecțiune 1. Begrüßungen. Begrüßungen. Salutări. Vom vorbi despre modul de a saluta în diferite regiuni din Germania, precum și Austria. Dacă nu ați mai avut contact cu această limbă până acum și vreți sau sunteți nevoiți să o învățați, acest videoclip o să vă dea o idee despre cum sună limba germană și pronunția acesteia. Știți deja că repetiția e mama învățării, așa că nu ezitați să repetați acest videoclip până când pronunția voastră se apropie de cea folosită în videoclip. Primul cuvânt, și cel mai simplu, este. Hallo. A. Ha. Lu. Hallo. Înseamnă bună sau salut. Este cea mai des întâlnită formă de a saluta în Germania, precum și în Austria. Poate fi folosită atât în situații formale cât și informale. Deși seamănă foarte mult, nu se pronunță ca în engleză, hello, ci ha, hallo. Hallo. Printre tinerii din ziua de astăzi se mai poate auzi și hi ca mod de a saluta. Hallo. Wie geht es Ihnen? Hi. Wie geht es dir? Hallo. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Hi. Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Înseamnă ad literam cum vă merge? în sensul că cum sunteți. Și wie geht es dir înseamnă cum îți merge, cum ești. Repetați din nou. Hallo, wie geht es Ihnen? Hi, wie geht es dir? Următorul cuvânt este guten Tag. Guten, guten, guten Tag. Observați că dacă este pronunțat mai lent, spunem Guten Tag. Guten, iar dacă pronunțăm mai repede, spunem guten Tag. Guten Tag. Și așa o să se audă de cel mai multe ori guten Tag în germana de zi cu zi. Acest guten Tag este folosit de cel mai multe ori în situații formale, începând de obicei cu orele 12. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Wie geht es ihnen? Și în funcție de zona unde sunteți, tag poate fi pronunțat cu g, tag, sau tag. Guten tag. Guten tag. Wie geht es Ihnen? Guten tag. Wie geht es Ihnen? Dacă este dimineața însă, putem folosi Guten morgen. Guten morgen. 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 Am două variante sunt corecte. Înseamnă bună dimineața. Este folosit atât în situații formale, cât și informale. Guten Morgen. Wie geht es dir? Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Uneori, guten este complet lăsat deoparte și se spune doar morgen sau morgen sau în anumite regiuni din Germania, Moen. Moen. Apoi avem Guten Abend. Dacă nu v-ați dat deja seama, Abend înseamnă seara. Guten Abend înseamnă bună seara. Litera de la sfârșitul lui Abend se pronunță ca și cum ați încerca să combinați cuvintele d și t. Abend. Abend. Guten Abend iar această orare se folosește de obicei după orele 18. Apoi avem Gute Nacht. Gute Nacht. Sau Gute Nacht. Aici avem doar Gute, nu Guten. Și are de-a face cu faptul că Nacht, noaptea, este de genul feminin. Iar adjectivul folosit, adică Gut, preia terminația specifică genului feminin. E. Gute. Gute. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Este folosit pentru a spune noapte bună, chiar înainte de culcare. Apoi avem Grüß Gott. Grüß. Üs. Grüß Gott. Grüß Gott. Este folosit în Austria și Bavaria. Acesta este un U. Se pronunță așa cum ați auzit. U. Iar acesta este un S es ascuțit. șafes S. Folosind acest cuvânt grus, o să spunem în continuare grusi. grüsi, Sau grustig. Grustig. Grusi este folosit în situații formale și înseamnă salutări dumneavoastră. Pe când Grüß înseamnă salutări ție și este folosit pentru situații informale. Grüßi Grüß dich. în Austria și spunem Servus. Servus. Was Servus. Înseamnă atât salut, cât și la revedere. Este folosit mai ales în situații informale în Austria și în sudul Germaniei. Apoi avem Tschüss. Üs. Tsch. Tschüss. Tschüss. Care este folosit cam peste tot în Germania și Austria pentru a spune la revedere sau ciao. Și apropo de ciao, puteți spune și ciao, care înseamnă același lucru, la fel ca în italiană. Papa, pa, la revedere. Și dacă tot am ajuns aici, în Austria, puteți spune baba. Ba" cu B, dar atunci când îl pronunțați, aproape că se aude P. Papa. Papa. La fel ca în limba română aproximativ. Și dacă vreți să impresionați pe cineva în Austria, atunci când vă luați la revedere în mod informal, puteți spune Fiete. Fiette, Fiet. De. Fiete. Însă, cea mai des folosită frază pentru a spune la revedere este auf wiedersehen. Sau doar wiedersehen, sehen, WIEDER SEHEN auf wiedersehen. Dacă sunteți însă la telefon, în loc de wiedersehen veți spune wiederhören, auf wiederhören, sau doar wiederhören, fără auf mai avem apoi bis bald bis bald care înseamnă pe curând și bis später später acel a cu două puncte se pronunță e bis später înseamnă pe mai târziu mai avem apoi bis zum nächsten mal bis zum nächsten nächsten mal zum mal până pe data viitoare iată acum toate cuvintele pe care le am învățat o să le citim încă o dată pe toate și voi puteți în același timp să le repetați cu mine hallo hallo wie geht es ihnen hi wie geht es dir guten tag Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Morgen, guten Morgen. Moin, morgen. morgen. Guten Abend, guten Abend. Grüß Gott, grüß Gott. Grüß sie, grüß dich. Grüß sie. Grüß dich. Servus. Servus. Tschüss. Tschüss. Ciao. vierte Viertig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Bis später. Bis später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Acesta a fost sfârșitul părții Nummer 1.